Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Săptămâna trecută, unul dintre momentele așteptate a fost decizia Federal Reserve privind dobânzile. Aceasta a menținut dobânzile la nivelul actual și a confirmat proiecția de reducere a dobânzii pentru acest an, oferind o orientare stabilă pentru piețe și influențând prețurile activelor cripto. Bitcoin a rămas în ultimele zile în pragul 62-67 de mii de dolari și momentan se păstrează în acest range, trendul rămânând unul bullish. Fiind început de săptămână, ne uităm la cele mai importante evenimente de săptămâna trecută, ne uităm la una din cele mai mari contribuții adunate vreodată pentru Memecoin, respectiv pundul de pe DAO Maker, care se pare că se va lista astăzi. Vedem câteva predicții pentru Bitcoin cu Bernstein, care a revizuit în sus prețul țintă pentru Bitcoin la sfârșitul anului, estimând că va ajunge la o valoare mult mai mare decât ce avem acum, cu BlackRock, care a intrat în cursa pentru tokenizarea activelor, lansând un nou fond tokenizat pe rețeaua Ethereum și făcând o investiție strategică în compania de tokenizare a activelor. O balenă care a transferat o cantitate mare de Ethereum către Binance, vedem și două articole legate de câteva acțiuni de hacking. Ne uităm și la Phantom, care are o evoluție foarte bună și posibil să fie unul dintre pariurile câștigătoare pentru acest bull market, plus bonus un token de gaming cu potențial uriaș, aș zice eu. Așa că haideți să începem și să parcurgem aceste evenimente plus multe altele. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook. Găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Așa cum vă spuneam, înainte de a începe știrile, ne uităm iar la o lansare epică de la DAO Maker, respectiv Pundu. În curs săptămânii trecute am postat pe Twitter un nou proiect lansat de DAO Maker. Așa cum vedem, au fost adunate peste 100 de milioane de dolari, 37 de milioane în Solana, 60 de milioane în USDT, respectiv 18 milioane în DAO. Pentru cei care au contribuit cu Solana, alocarea finală va fi de 15,69% din depozitul fiecărui Solana depus. Rambursările au fost făcute și a durat deoarece Solana se putea trimite doar către 20 de portofele pe tranzacție și au avut peste 20.000 de contribuții. Va dura ceva timp până când să le realizeze pe toate, probabil că la momentul în care eu public acest videoclip, acestea au fost realizate complet. Discutăm de peste 100 de milioane, de la peste 30.000 de adrese în mai puțin de 36 de ore. Aștept cu mare interes lansarea acestui token și cu atât mai mult cu cât am reușit să investesc în acest proiect, sunt extrem de interesat de evoluția prețului acestuia. Tot săptămâna trecută am avut lansarea unui alt proiect pe care eu la fel l-am anunțat pe canalul meu și care a avut o evoluție extraordinară, respectiv YourAI. Acest proiect a fost lansat tot pe DAO Maker în cursul săptămânii trecute și a avut listarea. Având în vedere că prețul acestuia a crescut săptămâna trecută la 0,53 de dolari, asta însemna că dacă ați fi reușit să investiți 100 de dolari în acest proiect, return-ul ar fi fost de 5.300 de dolari. Bineînțeles că discutăm de un vesting, dar chiar și așa cu 30% primit la TG, profitul a fost unul extraordinar. Acei 30% la TG din 100 de dolari ar fi însemnat 30 de dolari care pe all-time high puteau fi vânduți săptămâna trecută cu 1500 de dolari. Deci un proiect care, așa cum l-am menționat și la mine pe Twitter, a avut o evoluție extraordinară și mă bucur că am reușit să particip la vânzarea acestuia. Rămâne să vedem ce se va întâmpla cu Pundu și nu uitați, ca de fiecare dată, recomandarea mea este să nu intrați FOMO în momentul în care un proiect se listează, să aveți răbdare, să priviți unde se stabilizează prețul și dacă vreți într-adevăr să investiți în proiect, să așteptați să vedeți o stabilizare a prețului. Iar acum să revenim la știrile noastre. Rezerva Federală a Statelor Unite a menținut miercuri dobânzile la nivelul de 5,25-5,5%, așa cum era de așteptat și și-a menținut proiecția de 3 reduceri ale dobânzii pentru acest an, aliniind preocupările pieței care adopta o poziție mai fermă. FOMC au proiectat că vor reduce dobânzile la 4,6% până la sfârșitul anului 2024, potrivit proiecției economice a întâlnirii din martie, același nivel median ca și perspectiva lor din decembrie. Cu toate acestea, așa numitul dot plot a arătat că doar un participant se aștepta la mai mult de 3 reduceri anul acesta, comparativ cu 5 membri în decembrie.
Diagrama punctelor este perspectiva membrilor Comitetului Fed asupra ratelor dobânzilor în următorul an și oferă investitorilor o privire asupra așteptărilor politicienilor. Fondul de hedging QCP Capital a declarat miercuri că dacă diagrama punctului arată mai puține reduceri pentru acest an în loc de 3, ar fi negativ pentru Bitcoin. Înainte de anunțul FOMC, cea mai mare parte a participanților pe piață estimaseră prima reducere a dobânzii pentru luna iunie. Acum, piața atribuie 70% probabilitate pentru cel puțin o reducere a dobânzii până în iunie, în creștere față de peste 60% anterior, potrivit datelor instrumentului CME FedWatch Tool. Bitcoin era tranzacționat în jurul valorii de $64,000 înainte de întâlnire, apoi a crescut brusc la $64,700 imediat după decizie. Bitcoin a scăzut sub $63,000 vineri, în mijlocul unei vânzări mai ample. CEO-ul Galaxy Mike Novogratz a declarat la conferința Bitcoin Investor Day că va dura ceva timp până când Bitcoin se va recupera la $73,000. Analiștii de la Coinbase afirmă că fluxurile ETF-urilor vor reveni odată ce vânzările JBTC sunt finalizate datorită condițiilor macro favorabile. A trecut mai mult de o săptămână de când Bitcoin a scăzut abrupt de la prețul său record absolut de peste $73,000 și activele cripto au intrat într-o perioadă de corecție. În timp ce creșterea abruptă de 10% de miercuri ca răspuns la Rezerva Federală, mai puțin agresivă, a promis o recuperare rapidă, acțiunile de preț de la acea dată sugerează altfel. Acțiunea slabă a prețurilor vine pe fondul a 4 zile consecutive de fluxuri nete negative pentru ETF-urile spot Bitcoin listate în Statele Unite. Până în prezent, ETF-urile spot au înregistrat fluxuri de peste $830 milioane și sunt pe cale să treacă printr-o a doua săptămână negativă din ianuarie, când Bitcoin s-a corectat la $39,000. Înainte de a merge mai departe, nu uitați de recomandarea mea de a rămâne în siguranță în momentul în care navigați pe internet, iar pentru asta aveți nevoie de un VPN. Un VPN vă maschează identitatea pe internet, un VPN vă protejează de hackeri. Găsiți la mine în descriere un link de la NordVPN care vine cu o reducere suplimentară față de reducerea acestora de pe site. Tot în descriere găsiți un link de la Tangent Wallet, un wallet la care nu este nevoie să vă notați neapărat frazele de recuperare dacă nu doriți, deoarece acestea pot să vină stocate pe card. Puteți comanda 2-3 carduri în funcție de câte doriți și orice tranzacție se face doar apropiind cardul de telefon. Linkul de la mine din descriere vă aduce o reducere de 10% la un wallet care suportă peste 6.000 de criptomonede pe aproape toate blockchain-urile. Mergând mai departe, JP Morgan afirmă că Bitcoin rămâne supracumpărat. Fondurile au înregistrat o ieșire semnificativă în săptămâna trecută. Banca a declarat că profiturile din Bitcoin ar putea continua până la evenimentul de halving. Există încă un optimism considerabil pe piață cu privire la perspectivele creșterii semnificative a prețurilor până la sfârșitul anului, cu o componentă semnificativă a acestui optimism, care provine dintr-o perspectivă că cererea de Bitcoin prin ETF-uri spot ar putea continua la același ritm, chiar și în timp ce oferta de Bitcoin scade după evenimentul de halving, au scris analiștii. Bitcoin a testat nivelul de $66,000 vineri, iar observatorii pieței se așteaptă ca principala criptomonedă să se confrunte cu mai multă volatilitate în viitorul apropiat. Bitcoin rămâne volatil, cu retragerea de 10% pe care am văzut-o în această săptămână, cu catalistul recent fiind generat de ieșirile din fonduri ale ETF-urilor spot Bitcoin de la JBTC de aproximativ $300 milioane pe 20 martie. Retragerea rămâne în continuare în linie cu intervalul așteptat de 10-20%, deoarece am observat istoric că aceasta se întâmplă chiar înainte de evenimentul de halving al Bitcoin. JBTC a continuat să înregistreze ieșiri abrupte cu $358 milioane părăsind fondul. Cu toate că Bitcoin nu are o activitate extrem de intensă în momentul de față și cu toate că multă lume consideră că o corecție mai mare va urma înainte de halving, Bernstein și-a revizuit prognoza prețului pentru Bitcoin la finalul anului la $90,000, în creștere față de $80,000 conform unui raport de cercetare publicat joi. Cu un nou ciclu bullish pentru Bitcoin, intrările puternice în ETF-uri, expansiunea agresivă a capacității de minerit și venituri în dolari pentru mineri la nivel maxim istoric, continuăm să considerăm că acțiunile miniere de Bitcoin sunt achiziții interesante pentru investitorii de acțiuni care caută expunere la ciclu crypto, au declarat aceștia. Și dacă tot discutăm de predicții, vedem că Cathie Wood, CEO ARK Invest, a caracterizat Bitcoinul drept o autostradă financiară, evidențiind cazurile importante de utilizare a criptomonedei în piețele emergente. Ea a subliniat că Bitcoin este văzut ca un activ care implică atât riscuri cât și siguranță cu referințe la situația din țări precum Nigeria,
unde moneda națională a suferit o depreciere semnificativă, determinând o creștere a adoptării Bitcoinului. Cathie Wood a sugerat că odată cu intrarea unui număr din ce în ce mai mare de instituții în acest domeniu, prețul Bitcoin ar putea să depășească ușor pragul de 3,5 milioane de dolari, însă nu a oferit un nou obiectiv specific de preț. În schimb, a reiterat previziunea sa anterioară conform căreia Bitcoin ar putea atinge 1,5 milioane de dolari. Mergem mai departe la Ethereum și se pare că BlackRock are un pic de interes pentru Ethereum în comparație cu Bitcoin, a declarat șeful activelor digitale Robert Michnik. Pot spune, pentru baza noastră de clienți, Bitcoin este în mod covârșitor principalul obiectiv și Ethereum într-o măsură mai mică, a spus el. Pentru orice alt tip cripto, a declarat el, cererea este foarte, foarte mică. Parte din motivul pentru care managerul de active, care în anii anteriori fusese opus Bitcoinului, a decis să lanseze un ETF Bitcoin a fost pentru că clienții au fost consecvenți și rezistenți în exprimarea interesului lor pentru Bitcoin atât în piețele bullish cât și în cele de bear market, a declarat Michnik. El a menționat că aceștia s-au simțit de asemenea frustrați de cât de dificil era să obțină expunere la acest activ cripto. Cu toate acestea, chiar dacă interesul este mic, cum declarau ei, BlackRock a dezvăluit oficial fondul său de active tokenizate pe rețeaua Ethereum miercuri. Fondul BlackRock USD Institutional Digital Liquidity este reprezentat de tokenul BUILD, bazat pe blockchain și este complet garantat de numerar bilete de trezaur americane și va furniza randamente plătite prin căile blockchain în fiecare zi deținătorilor de token conform unui comunicat de presă. Aceasta este cea mai recentă progresie a strategiei noastre de active digitale, a declarat Robert Michnik, șeful de active digitale a BlackRock. Suntem concentrați pe dezvoltarea soluțiilor în spațiul activelor digitale care ajută la rezolvarea problemelor reale pentru clienții noștri. BlackRock este cel mai recent gigant din finanțele tradiționale care intră în domeniul tokenizării după ce Citi, Franklin Templeton și JP Morgan au făcut deja progrese cu tehnologia, crearea de token bazați pe blockchain ale investițiilor tradiționale precum obligațiuni și fonduri cunoscută sub numele de tokenizare activelor din lumea reală, RVA, este un caz de utilizare în plină expansiune pentru blockchain-uri pe măsură ce activele digitale și finanțele tradiționale devin mai interconectate. Iar dacă mergeți pe canalul meu de YouTube și căutați RVA, o să găsiți un videoclip în care vă descriu câteva proiecte cu potențial din această categorie. Nu uitați de like, subscribe și să activați și clopoțelul. Dar ce se întâmplă totuși dacă SEC declară Ethereum ca security? Haideți să detaliem aceste rezultate improbabile. Păi, unul ar fi revenirea la modelul de minerit pentru Ethereum. O revenire la modelul de minerit ar necesita o schimbare majoră în infrastructura rețelei și o reconfigurare completă a protocolelor. De asemenea, ar contrazice direcția pe care Ethereum a urmat-o în ultimii ani pentru a deveni mai sustenabil. O altă posibilă variantă este că Ethereum Classic devine chain-ul principal. Chiar dacă Ethereum Classic a fost inițial o ramură a Ethereum-ului, actualmente există diferențe semnificative între cele două rețele. Adoptarea Ethereum Classic ca chain principal ar fi dificil de realizat din punct de vedere tehnic și ar genera confuzie în comunitatea cripto. Victoria XRP. În contextul unei clasificări a Ethereum-ului drept securitate, XRP ar avea mai multe șanse să fie considerat la rândul său o securitate în loc de a beneficia de pe urma problemelor Ethereum-ului. Mai mult, istoricul litigiilor și incertitudinilor legate de statutul XRP-ului ar face dificilă acceptarea acestuia ca alternativă viabilă. Și am mai putea vedea încă o înfrângere pentru Gensler și pentru SEC. O nouă înfrângere în instanță ar afecta serios credibilitatea și autoritatea SEC-ului în ceea ce privește reglementările în domeniul cripto. Acest lucru ar submina eforturile agenției de a impune reguli și ar accentua incertitudinea din piață. Fără să știm dacă aceste discuții despre Ethereum au vreo legătură și dacă au influențat sau nu decizia unei balene, vedem că un investitor care deține o cantitate mare de Ethereum, cunoscut sub numele de balenă în lumea cripto, și a transferat o parte semnificativă din acesta către exchange-ul de criptomonede Binance, miercuri, într-un posibil preludiu al lichidării acestei poziții. Adresa a transferat 12.000 de Ethereum evaluați la 42,8 milioane de dolari la momentul respectiv către Binance conform investigațiilor realizate de Lucon Chain. Acesta reprezintă aproximativ 0,01% din oferta totală circulantă a celei de-a doua celei mai mari criptomonede după capitalizarea pieței. Aceeași adresă a transferat aproape 9.000 de Ethereum către Binance ziua precedentă, retrăgând ulterior 30 de milioane de USDT.
Mutarea monedelor către adrese legate de exchange-uri de criptomonede indică adesea intenția de a vinde sau de a folosi moneda ca marjă în tranzacționarea de derivate. Astfel, o mare intrare de monede frecvent precedă o volatilitate crescută a prețurilor. Lăsăm deoparte Bitcoin și Ethereum și mergem la un alt proiect cu potențial, un proiect cu vechime în piață care are o bună perioadă de timp de când a stat cu minte și nu a făcut nimic. Tokenul Phantom al rețelei Phantom a înregistrat o creștere de peste 190% în 4 săptămâni, devenind cea mai performantă criptomonedă non-meme coin dintre primele 100 de active digitale după valoarea de piață. Prețul Phantom a crescut de la 40 de cenți la $1.16, atingând cel mai înalt nivel din aprilie 2022. Capitalizarea de piață a tokenului a ajuns la $3.29 miliarde, făcându-l la 44-lea cel mai mare activ digital din lume. Update-ul Sonic a rețelei Phantom urmărește să sporească viteza de procesare a tranzacțiilor și ar putea fi principalul motiv pentru interesul investitorilor în această criptomonedă. Sonic Mainnet va înlocui mainnetul existent Opera în această primăvară și testnetul Sonic a fost lansat în octombrie anul trecut. O altă caracteristică cheie a actualizării este Phantom Virtual Machine, programată pentru a spori semnificativ viteza de executare a contractelor inteligente. Cu toate acestea, momentan îmbunătățirea iminentă nu a reușit însă să revigoreze interesul investitorilor în ecosistemul de finanțe descentralizate al Phantom, dar având în vedere că Andre Cronje a devenit iarăși extrem de activ și de faptul că acesta este unul din cele mai cunoscute și talentate persoane din spațiul cripto, eu cred că este foarte posibil să vedem o evoluție foarte bună pe Phantom și pe mai multe proiecte din acest ecosistem în viitorul nu foarte îndepărtat. Un alt proiect cu potențial imens din punctul meu de vedere este Pixel. Revenirea în forță a rețelei Ronin, alimentată de succesul jocului Pixel, a adus din nou atenția asupra blockchain-ului în contextul actual al pieței bullish. Baza de utilizatori a Ronin a crescut cu 700% de la începutul anului 2024, depășind alte rețele blockchain precum Solana și Tron. Pixel, un joc de fermă cu grafică simplă, a fost catalizatorul pentru revenirea a Ronin, atrăgând 1,25 milioane de utilizatori unici numai în ultima lună. În ciuda faptului că nu a fost dezvoltat special pentru rețeaua Ronin, Pixel s-a mutat pe Ronin de la Polygon în octombrie anul trecut și de atunci a experimentat o creștere exponențială în baza sa de utilizatori. Succesul lui Pixel demonstrează că jocurile cripto nu necesită neapărat grafică de înaltă calitate pentru a atrage utilizatorii, mai degrabă jocul captivant și oportunitatea de a câștiga valute digitale sunt factori cheie. Spre deosebire de Axie Infinity, care necesită ca utilizatorii să fie pregătiți pentru cripto de la început, Pixel permite utilizatorilor să-și configureze portofele și să înceapă să câștige mai târziu, făcându-l mai accesibil unui public mai larg. Așa că, dacă nu aveți încă un portofoliu clar definit pentru sectorul de gaming, vă recomand să vă uitați un pic la Pixel, să vă uitați cu atenție, deoarece, personal, cred că o să fie unul din cele mai performante proiecte din acest sector. Momentan vedem un preț de 0,75 în condițiile în care a stat destul de mult pe la 0,5, deci o creștere nu foarte mare pentru acest proiect, dar să nu uităm că foarte mulți dintre noi l-au primit airdrop pentru că a activat în ecosistem cu mult înainte. Personal am vândut o cantitate destul de mică, undeva pe la 0,6-0,7, dar am păstrat mai mult de 70% din ce am primit airdrop, deoarece cred că proiectul are un potențial mult mai mare. Și chiar dacă piața s-a liniștit puțin în ultimele zile, hackerii nu stau deoparte niciodată. Un token de jocuri de pe rețeaua Blast a fost exploatat cu $4.6 milioane furați în mai puțin de o săptămână de la lansare. Proiectul numit Super Sushi Samurai a lansat tokenul SSS pe 17 martie și planificase să înceapă să ofere jocul de săptămâna trecută. O entitate necunoscută a exploatat o vulnerabilitate în funcția de emisie a contractului inteligent înainte de a vinde direct tokenii în pool de lichiditate. SSS a pierdut peste 99% din valoarea sa de piață conform datelor CoinGecko. Firma de securitate blockchain Certic a declarat că un total de $4.6 milioane au fost afectați de exploatare. Se pare că poolul de lichiditate a fost golit pentru că contractul de token avea o eroare. Rămâne de văzut dacă hackerul va returna sau nu fondurile, având în vedere totuși că a intrat în discuții cu membrii echipei. Și în aceeași notă, hackerii nord-coreeni au furat criptomonede în valoare de $3 miliarde între 2017 și 2023, conform unui studiu al ONU.
Un panel al Consiliului de Securitate al ONU investighează 17 furturi de criptomonede în 2023, pentru care Coreea de Nord ar putea fi responsabilă, acestea fiind evaluate la peste 750 de milioane de dolari, adaugă raportul. În total au fost înregistrate 58 de atacuri cibernetice suspecte asupra firmelor legate de criptomonede între 2017 și 2023, potrivit raportului. Raportul menționează că aproximativ 50% din veniturile valutare externe ale Coreei de Nord provin din atacuri cibernetice care sunt folosite pentru a finanța programele sale de armament. În decembrie, firma de securitate cibernetică Recorded Future a estimat de asemenea că 3 miliarde de dolari în criptomonede au fost furate în ultimii 6 ani de grupul de hacker Lazarus Group legat de Coreea de Nord. Dragilor, într-un context în care ETF-urile au atras influxuri semnificative de capital, producând dezechilibre între cerere și ofertă, apropierea halvingului Bitcoin din mijlocul lunii aprilie ar putea accentua această dinamică. Chiar dacă evenimentul în sine nu ar trebui să aibă un impact direct asupra prețului, ciclurile halvingului au acționat ca un catalizator psihologic pentru creșterile de prețuri, declanșând un raliu nu numai în Bitcoin, ci și în piața altcoin. În concluzie, având în vedere condițiile macroeconomice favorabile, există încă potențial pentru un raliu suplimentar. Ne aflăm în continuare într-un trend pozitiv, Bitcoin este aproape de all-time high și cel mai probabil în acest an vom vedea valori apropiate de 100.000 pentru Bitcoin, ceea ce se traduce prin câștiguri nebune pentru altcoin, atât timp cât avem grijă să alegem proiecte cât de cât bune. Vă doresc o săptămână extraordinară, fiți cu ochii pe lansarea de astăzi de la Pundu și, ca de fiecare dată, profitul maxim. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți link-urile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.